Hold up, I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling. Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas. Ja, uite ce față ascunțește de aici. N-ai cum. Cum să ai fața asta? Having a good, good time. Ia uitați frumusețe de coroniță. Wow, 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 wow. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family. Making angels in the sanctuary. Doesn't matter, it is Christmas in my heart. Here we go. This Christmas, we're gonna dance. Beculețe, 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 beculețe. Acum întrebarea este dacă avem nevoie de lumină caldă în casă sau de lumină rece în casă. Aș opta pentru lumină caldă, doar că în brad cred că se va potrivi mai bine lumină rece. Întrebare foarte bună acum. Și stau aici de vreo 5 minute și mă holbez la toate luminițele astea și nu-mi dau seama ce să cumpăr. Intermitent sau static? Ce-ți place mai mult? Static? Da, pentru că scot o zi alea. Serios? Că deja începe să vă dați seama cum va arăta bradul de anul acesta. Pentru fotoliul meu roz aș fi vrut o păturică albă, dar nu e ce trebuie, nu-mi place materialul. V-am spus că sunt pretențioasă și este îngrozitor să merg la cumpărături. Am luat un coș mai mare pentru că noi ne-am avântat la drum cu un coș super mic și am pus aici ce este al meu, iar acolo ce vedeți în spate este ce și-a cumpărat Ralu. Că suntem totuși chipzuite, nu am aruncat așa cu banii stânga în dreapta și n-am pus atât de multe în coș. Iar ce nu ni se părea că nu s-ar potrivi anul acesta pentru bradul nostru, am pus înapoi. Uite și frumoase sunt șervețelele astea cu Merry Christmas și cu auriu. Foarte frumos. Dar pe când o să organizez eu masa de Crăciun, cred că voi pleca la Cluj. Și astea sunt o șervețele, foarte drăguțe, dar nimic cu roșu anul acesta. Sunt toate cumpărăturile noastre. Spuneam mai devreme cu Ralu că o să plângem la casă, dar na, ce să facem?
Și în plus, ne-am gândit să mergem și până la ușa, pentru că mi-ar plăcea să mai găsesc niște globuri. Și știi ce n-am găsit? Din alea pentru agățătoare, pentru globuri. Ok, mai văd niște globuri aici, doar că nu înțeleg de ce nu există și nuanțele pe care le caut eu anul acesta. Sunt roșii, aurii, argintii, toate variantele, dar nu varianta pe care o caut eu. Nici mă gândeam că n-o să găsesc. Niciunul este roșu. Nu e roșu, pentru da. Unii. N-am ce să fac cu roșu în casă. Rămâne fără vârf pentru că n-am găsit deocamdată nimic din ce îmi place. Vârful ăsta îmblănit este cât de cât ok, doar că îmi trebuie ceva ori pe auriu, ori pe rose gold, ceva de genul ăsta. E drăguță? Da, e foarte drăguț. E adorabil chiar. Bine. Avem și păturică! Yay, yay, yay! Și este plină de decorațiuni, este plină de lucruri de Crăciun pe care vi le voi arăta în minutele următoare. Din capul locului vreau să vă spun că nu am găsit vârf de brad. Ăsta este motivul pentru care după ce am plecat din Jumbo am mers și până în Oșan. Ați văzut că am luat câteva cadre și din Oșan. Dar ce să facem? Vom lăsa, vom împodobi bradul fără vârf de brad și vom cumpăra acest vârf zilele viitoare. O să-l comandăm de pe site pentru că n-am găsit nici în Oșan ceva care să-mi placă, n-am găsit nici în Jumbo ceva care să-mi placă. Hai să începem cu începutul! Am luat acest cer superb, superb, superb alb pe care mă gândeam să-l pun sub brad. Acesta a fost 50 de lei. O să... nu pot să cred așa ceva. Vreau să spun că acest cerb are și un pui, un pui căruia i s-a pierdut o ureche. Unde ți-e cornul, băiete? O să-l găsim noi pe undeva prin plasă. Foarte bună calitate, ce să zic. Acesta a fost 50 de lei, după cum vă spuneam mai devreme, iar acesta a fost 25 de lei. Cam așa, foarte drăguți amândoi. Mă gândeam să-i pun sub brad. Mergem mai departe. Pentru vlogmasul viitor, atunci când vom împodobi bradul, mă gândeam ca împreună cu fetele să ne punem niște cordeluțe din astea așa pe cap și să începem împodobirea bradului, pentru că altfel cum să intrăm în atmosferă și știți că eu iubesc cordeluțele, știți că eu sunt mereu cu cordeluțele la îndemână, le prefer înaintea oricăror alte accesorii care se pot pune pe cap și da, în vlogul următor mă veți vedea așa. Astea au fost 10 lei și am luat 3. Stați, să vedem. Da, vom fi asistentele moșului. Asta a fost fiecare 10 lei. Ok. Le voi lua în ordine, în așa fel încât să nu stric ceva, să nu mai rămânem fără o ureche, să ne asigurăm că toate sunt în perfectă stare până la finalul acestui vlogmas. Pentru partea de globuri, cred că v-ați dat deja seama ce urmează să se întâmple aici în dreapta mea. Voi face bradul alb, doar că nu am găsit albul acela mat cum este acest ren. Îmi doream cumva să fie albul ăla mat și nu voiam globuri care să implice puf. Nu voiam globuri care să implice sclipici, alb cu sclipici, nu voiam globuri care să implice orice altă culoare decât alb mat. Ei bine, până la urmă am ajuns la un alb spre roz sidefat, un alb lăptos, nu este albul acesta. Setul ăsta de globuri a fost 30 de lei, iar pe lângă setul acesta de globuri mari mai am câteva seturi de globuri mai micuțe. Dar astea mi s-au părut interesante și... vor fi de efect. În prima fază eu căutam să văd dacă au cu ce să le pun în brad, dar avem? Gata, avem și prinzători. Mi-era teamă să nu cumva
Asta e defect? Nu e defect. Mi-era teamă ca nu cumva să nu am prinzător pentru globuri. Știți care va fi de fapt munca noastră înainte să facem bradul? Să prindem fiecare glob cu ață. Aia da treabă. Am luat două seturi de genul acesta. Cred că se poate observa. În total au fost 60 de lei. Două seturi. Și apropo de bani și apropo de costurile pe care le-am avut astăzi la Jumbo, surprinzător la cât de multe lucruri am luat, multe din punctul meu de vedere, ținând cont că am pornit de la 3 globuri, am dat mult, mult mai puțin decât mă așteptam. Nu aș vrea să mă uit acum pe bon, că nu asta era intenția mea și nu asta voiam să scot în evidență, ci faptul că am fost cumva cumpătată, ceea ce este foarte bine și ați văzut, am fost cu Raluca, iar ea la fel, tot a zis, o să fim cumpătate și ne-am spus, cred că ne ambiționăm una pe cealaltă, hai să cumpărăm chestii. Globuri albe, doar că de data aceasta puțin mai mici. Sunt asemănătoare cu cele pe care le-ați văzut mai devreme, nimic special, la fel, este albul ăsta lăptos, care cred că va arăta totuși bine, să știți, adică nu mă deranjează, începe să-mi placă albul acesta. Cumva când am văzut toate globurile alea din Jumbo, eram ferm convinsă că o să am mai multe variante. Sigur o să fie pe placul meu mai multe modele, doar că m-am înșelat. Într-adevăr, erau foarte multe globuri roșii. Foarte multe, foarte, foarte multe. Probabil asta este tema anului, să-ți faci bradul cu roșu, nu știu. Dar eu v-am spus, l-aș fi făcut cu roșu dacă pereții mei ar fi fost albi, dacă pereții celorlalte camere ar fi albi, dacă în cameră s-ar fi potrivit un brad cu globuri roșii, dar am mers pe varianta aceasta de alb. Foarte drăguț, cred că astea, globurile astea, au fost 25 de lei și cele mari, cum vă spuneam mai devreme, au fost 30 de lei. Doar că diferența dintre globurile astea mai mici și cele mari, aici avem 12, da, 12 globuri, iar acolo avem doar 6 globuri. Am găsit cornița renului. Ia stai să vedem dacă putem să facem ceva. Ha, s-a rupt. Nu e bine? Nu e bine deloc? Oare cum te-ai rupt? Dacă știi cu câtă grijă am cărat toată punga asta, nu pot să-mi explic. Asta este. Bine, măcar că nu s-a rupt de la cel mare. Astea au fost primele decorațiuni pe care le-am cumpărat și de la astea am pornit. Știam dinainte că bradul meu va fi alb. Știam dinainte cum îl voi face, știam dinainte ce am nevoie. Doar că, pornind de la aceste decorațiuni, eram fer convinsă că voi găsi același tip de alb și pe globuri. Adică, vedeți, este un alb mult, mult mai intens. Este un alb care iese în evidență spre deosebire de albul ăsta lăptos. Dar combinația dintre albul ăsta lăptos și albul acesta puternic, acest alb mat, cred că va da bine în brad. Cel puțin din punctul meu de vedere. Și cam astea sunt. Foarte, foarte drăguț. Am luat vreo 15 bucăți de genul acesta. Sper să nu mi-am nevoie și, în general, după ce voi începe treaba, sper să nu mi-am nevoie de alte globuri, pentru că a fost nebunie. Efectiv, a fost nebunie la Jumbo și gândiți-vă că la prima oră a dimineții eu am fost acolo. Eu și alți mii de oameni? Cred că da, mii de oameni. Asta au fost 3 lei, dacă nu mă înșel. Cam așa, da. Nu le mai scop pe toate astea, trebuie să mă credeți pe cuvânt, că sunt la fel. Cu ce v-am obișnuit eu în ultima perioadă? Cu cânile, evident! Am luat încă o cană, pentru că, de ce nu? Este sezonul ceaiurilor, este sezonul vinului fiert, apropo de videoul de ieri, și este sezonul în care beau cea mai multă cafea. Zici că am nevoie de extra, extra latte macchiato pentru a mă trezi de dimineață, pentru a nu adormi la prânz și unde să punem latte macchiato decât în această căniță. Cana asta a fost, cred că, 5 lei, dacă nu mă înșel, și stai să vă arăt că mai am încă un model, tot așa, tot de la Jumbo. Adică asta. Ho, ho, ho! Merry Christmas! La fel, 5 lei. Nu vreau să intru foarte mult în detalii cu cănile acestea, pentru că o să le vedeți cu siguranță și pe parcursul următoarelor zile, dar am zis să vi le arăt astăzi, pentru că de fiecare dată, repet, mă întrebați de unde sunt cănile mele. Mă bucur că vă plac. Am găsit un punct comun pe acest canal. Căni frumoase și plăcerea pentru a cumpăra căni. Niciodată nu am, să zic, un set de 6 căni. Nu am. Nu am seturi de 6 căni. La fel. Tot globuri, tot albesii de fate, care vor merge 100% cu cele pe care le-am cumpărat eu și vi le-am arătat mai devreme. Cumva este un alt model, dar mi se pare că arată bine așa unele lângă celelalte. Sunt extrem de entuziasmată.
Uite, deși sunt o persoană care are niște idei fixe în minte, a trebuit astăzi să mă reorientez la fața locului și a fost bine. Cumva nici nu prea aveam altă variantă. Dacă n-aș fi cumpărat din Jumbo toate ornamentele astea, Oșan... Îmi plăceam într-adevăr din Oșan, însă nu era ceea ce îmi doream eu. Am spus, mi-aș fi dorit globuri albe, mate, simple, iar la Oșan erau albe cu puf. Cred că vi l-am arătat. Ok, încă un set de globuri așa, mai micuțe. Lasă că vi le arăt acum. Ok, se poate observa. Aici avem 2, 4, 6, 12, 24. De la globuri, mai avem câteva acolo în pungă, vreau să vă aduc în atenție această instalație. Am cumpărat instalație de la Jumbo, după foarte multe căutări, la unde am fost? IKEA. Am fost și în Lidl ieri când am cumpărat clementinele și portocalele. Am fost și în Pepco. Nu am găsit nimic pe gustul meu. Nu știu dacă nu se mai practică să mai pui în pom instalație simplă. Nu știu, poate toată lumea își dorește instalație cu 700 de briz-brizuri, cu 700 de modele, cu 700 de culori. Eu mi-am dorit o instalație simplă. Erau super multe modele, una licărea, alta nu licărea. Am zis că o iau pe cea statică pentru că m-am gândit în felul acesta. Dacă eu voi sta și voi face filmări lângă brad, este posibil să-mi fugă focusul. Strict tehnic vă povestesc acum, este posibil să îmi fugă focusul de pe față, pe brad, în momentul în care instalația licărește. Prin urmare, am zis, o ia pe această statică, să vedem cum funcționează. Este pe bază de fir care se bagă în priză, deci nu este o instalație pe la care poți să-i pui baterii. Asta în cazul în care vă interesează și am văzut că erau destul de multe instalații acolo, adică puteai să alegi ce îți dorește sufletul tău. Am spus, culori, dimensiuni, forme, dar eu îmi doream ceva simplu. Încă un set de globuri, de data asta super, super mici, pe care mă gândeam să le pun în felinar. V-am mai explicat eu că am niște idei cu felinarul, o să vedem ce ne iese, dar dacă stau bine să mă gândesc, ar putea să nu-mi ajungă globurile și pentru brad și pentru felinar. O să vedem la fața locului mâine, în vlogmasul de mâine, o să împodobim bradul, abia aștept. Abia aștept pentru că a durat destul de mult până am ajuns la Jumbo, știu. Știu, poate că sunt ultima din toate cele care fac vlogmas care nu are încă un brad, dar ce să zic, mai bine mai târziu decât niciodată. Cum era, cei din urmă vor fi cei din tâi? Doar că să vă explic și de ce nu am făcut până acum bradul. Unul la mână, nu aveam decorațiuni și doi la mână, nu voiam să îl fac pe repede înainte. Nu voiam ca, nu știu, din primele zile, primele două zile să hai să facem bradul. Am zis să închegăm povestea vlogmasului pas cu pas, așa cum este normal, așa cum este pentru toată lumea, că bănesc că nu toată lumea își face brad din... 2 decembrie, 3 decembrie, cei mai mulți dintre voi faceți bradul pe 24 decembrie. De exemplu, prietena mea, Raluca, a zis că nici nu vrea să discute despre împodobirea unui brad care se face mai repede de 24. Este tradiție pe 24 să facă brad și ții minte că și eu la Cugir făceam bradul pe 24. Cântau colindele pe scara blocului, eram entuziasmată și voiam să pun cât mai repede globurile în pom, în așa fel încât în momentul în care vin colindători în casa noastră să fie bradul făcut. Și parcă și acum mi-amintesc de treaba asta, cum răsunau colindele pe scara blocului și cum... Ce simțeai, ce bucurie exista în casa ta când colindătorii intrau cu traista și... începeau să cânte. Dom-dom, să înălțăm. Nu o să cânt pentru că nu sunt cea mai pricepută, deși mi-ar plăcea, dar n-aș vrea să încheiem aici acest vlog pe motiv că v-am terorizat cu colindele și cu vocea mea. Ok, ultimele lucruri pe care vi le arăt sunt astea. Cazul în care nu sunt suficiente globuri în prat. Pom. Pomul de Crăciun, bradul de Crăciun, probabil până la sfârșitul vlogmasului o să mai auziți pom de Crăciun de multe ori. Dar m-am gândit că dacă nu o să fie suficiente globuri,
o să avem nevoie să mai să ne mai ajutăm de anumite trucuri. Iar trucul la care mă gândeam să apelez, dacă nu sunt suficiente globuri, ar fi zăpada artificială, să dau pe crengile care au deja zăpadă artificială, după cum puteți observa, dar poate e nevoie de mai multă zăpadă, să transformăm bradul, să-l ajutăm să fie transformat mai repede în alb. Iar ultimul și ultimul lucru, iar așa am făcut dezastru aici. Sunt aceste pahare pentru latte de la Jumbo. Am zis să vi le aduc în față chiar dacă n-au legătură cu Crăciunul, chiar dacă n-au legătură cu tot ce se întâmplă până acum, cu tot ce s-a întâmplat până acum în vlogmasul acesta cu decorațiuni. Am zis să vi le aduc în față dacă voi beți cafea, dacă voi beți latte. Ei, aceste pahare costă undeva la 80 de lei, peste 80 de lei, 80 de lei probabil este prețul cel mai mic. În Jumbo, am zis să le aduc în față, costă 15 lei. Atenție! 15 lei! Câte pahare ții de 80 de lei? Faceți voi calculul. Bun. Cam acestea au fost cumpărăturile de la Jumbo. O să vă mai foșnesc puțin. Cu un motiv. Vedeți ceva pufos aici la mine? Vedeți o nevăstuică? Ia uitați. În loc de vârf, am cumpărat nevăstuici, care, dacă mă întrebați pe mine, vor arăta foarte, foarte, foarte bine brad. Sunt albe, sunt pufoase, sunt geniale și au fost 30 de lei. Puțin cam mult pentru o decorațiune de Crăciun, dar ținând cont că sunt speciale, ținând cont că sunt altceva, nu vedeți peste tot, la toată lumea așa ceva, am zis... Hai să-i adoră. Iar ultimul produs pe care vreau să vi-l arăt astăzi este această pătură de 125 x 150 de cm din Auchan. Nu există o chestie mai pufoasă în camera mea, în casa mea, decât această pătură. Este, efectiv, este vis. Am văzut una prima dată, am vrut să o cumpăr din Jumbo. Doar că, nu știu, am simțit că nu este dragoste la prima vedere, prin urmare am lăsat-o acolo, cred că am și filmat-o. Și... cum ne plimbam noi printre rafturi, căutând alte lucruri de aleguri prin Auchan și după ce am cumpărat veveritele, mi-a arătat Ralu pătura asta. Și nu vă min, în momentul ăla am zis, ok, da, o vreau. Această pătură va avea un rol, dar o să vedeți în vlogmasul de mâine ce rol va avea și cum o voi folosi. Pentru că pare că toate sunt setate pentru împodobirea bradului de mâine. Acestea fiind spuse, noi ne vedem în vlogmasul de mâine cu împodobirea bradului. Fără vârf, dar probabil o să comandăm ceva între timp. Dar! Nu! Nu încheiem aici. Stați! Nu vine ceva în cap? Nu vine. Hai să deschidem și calendarul advent. Ups! Hai să vin mai aproape cu calendarul advent și chiar încheiem acest vlog. Alea au fost pahare, da? Bun, bunică, gata! Aici încheiem acest vlog. Mă, vă pup! Ne vedem mâine! Pa! Bye.